Continuă activitățile de prevenire și combatere a oricăror genuri de fapte antisociale, fie ele contravenționale, penale sau de orice altă natură, pentru ca locuitorii municipiului Zalău și cei ai întregului județ Sălaj să se simtă protejați și în siguranță, indiferent că se află în spațiile publice sau private. Astfel au fost organizate acțiuni tip blitz pentru combaterea excesului de viteză și a consumului de alcool și de substanțe psihoactive. În activități au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției municipiului Zalău și Serviciului Rutier Sălaj. Inspectorul de poliție Ioana Rus, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat pentru Sălăjanu Info. În zilele de 4 și 6 octombrie anul curent, în municipiul Zalău au fost organizate acțiuni tip blitz pentru combaterea excesului de viteză, a consumului de alcool și de substanțe psihoactive. În activități au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției municipiului Zalău și Serviciului Rutier Sălaj. În total, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost descoperiți 2 șoferi care au fost depistați pozitiv la testarea de alcool. Unul avea 0,04 mg per litru și a fost suspendat permisul de conducere, iar altul 0,46 mg per litru și s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Siguranța traficului și a cetățenilor stă la baza acțiunilor polițiștilor. Vom continua activitățile de prevenire și combatere a oricăror genuri de fapte antisociale, fie ele contravenționale, penale sau de orice altă natură, pentru ca locuitorii municipiului Zalău și cei ai întregului județ să se simtă protejați și în siguranță, indiferent că se află în spațiile publice sau private.